Neatenția la volan a făcut 3 victime la Dej. Șoferul unui autoturism nu a reușit să frâneze la timp pentru a evita o coliziune cu un alt autoturism. 3 persoane au fost rănite și au fost transportate la spital. 3 persoane din Dej au ajuns la spital după ce șoferul autoturismului în care se aflau nu a oprit la timp și s-a izbit de o auto-utilitară. Aceasta din urmă frânase pentru a acorda prioritate de traversare regulamentară unui pieton. Ulterior impactului, pasagerii din mașină au fost transportați la spital pentru investigații detaliate. Polițiștii au înaintat cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.